Câțu minte cu nesimțire atunci când anunță că actuala campanie de vaccinare anticovid este un succes, deși doar 4,6 milioane de oameni sunt vaccinați, sub de 5 milioane asumată de însuși pentru luna mai. De câte ori vorbește Câțu, de atâtea ori compromite campania de vaccinare. Cum să spui acum că nu ai și nu ai avut obiective? Este inadmisibil să susții că nu este adevărat ce ai spus doar cu câteva zile înainte și că nu este adevărat nici ce a spus președintele Iohannis. Premierul României Cățu minte cu nerușinare când susține că vaccinarea merge foarte bine în România. Să nu mai iese să mintă că e rușinos. E păcat să mintă, nu știu ce-o fi cu minciunile ăștia, că nu era înainte ca acum. Acum e dezastru pământului. Este deja grav că din funcția de premier a mințit în legătură cu economia oricum cu majorarea alocațiilor. Caza noi și el și Orban se ceartă pe Ciolan am care e mai de care nu sunt bun de nimic. Să vină ca e capabil să facă. Este evident eșecul catastrofal al guvernului Câțu, atât în ceea ce privește comunicarea, promovarea, cât și vaccinarea. Este consecința lipsei de încredere pe care a generat-o prin atâtea decizii absurde, ilogice. ce părere? Nu a mers, nu merge. mers. așa povești, a dormit copiii, sara că le-a la gunoi vaccinurile. Astăzi, realitatea arată că vaccinarea este un mare eșec. România este la coada clasamentului european în privința imunizării anticovid a populației. Și mai grav este neîncrederea românilor față de vaccinare, fapt confirmat și de cel mai recent sondaj.